Mii de locuitori din Iași au depus cereri în cadrul Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru Locuințe Sociale în speranța de a beneficia de unul dintre cele 72 de apartamente disponibile pe strada Grădinari în cartierul Metalurgie. Aceste locuințe, care includ apartamente cu una, două și trei camere, vor fi repartizate celor declarați eligibili în luna decembrie 2024, marcând un moment important în eforturile de a oferi soluții de locuire accesibile pentru cetățenii din Iași. Cele 72 de apartamente vor fi distribuite pe baza unor criterii stricte de eligibilitate, care includ venitul, condițiile de trai actuale și alte aspecte socio-economice relevante. Procesul de selecție va fi unul riguros, asigurându-se că locuințele ajung la cei care au cea mai mare nevoie de ele. Criteriile sunt stabilite de legislația în vigoare, practic sunt punctaje diferite pentru persoanele care locuiesc singuri sau și au în îngrijire un copil, un alt punctaj pentru persoanele căsătorite care au și loc de muncă, un alt punctaj pentru persoanele care au un anumit grad de dizabilitate sau au în îngrijire o persoană care are un grad de dizabilitate. Practic toate aceste criterii se regăsesc în legislația specifică, urmând ca noi la nivel local să analizăm dosarele depuse și aceste dosare să poată fi aprobate și ratificate prin hotărâre de Consiliul Local atunci când vine vorba de repartiția pentru apartamente. În acest moment suntem în pregătire pentru primele 72 de apartamente pe care dorim să le acordăm beneficiarilor conform listei aprobate de Consiliul Local în acest an, în această toamnă. Practic, cel mai târziu, în luna septembrie, se va face recepția acestor apartamente, dar ceea ce este foarte important pentru noi este că acest pachet de apartamente, de 72 de apartamente, face parte dintr-un plan mai mare pe care îl avem din acest punct de vedere, din punct de vedere al investițiilor în unități locative destinate tinerilor și locuințelor convenabile. Practic, noi avem un proiect în pregătire de 188 de apartamente, primele 72 vor fi recepționate în luna septembrie, iar foarte important de reținut este faptul că pe noi nu ne interesează să oferim doar o unitate locativă pentru o familie, ci intenția noastră este să creăm și un mediu ambiant respectivei zone, practic să amenajăm atât căile de acces, să oferim un iluminat public suplimentar, astfel încât zona respectivă să arate ca un cartier modern. Perioadele locative sunt încheiate tot în conformitate cu legislația în vigoare. Spre exemplu, sunt perioade pentru 5 ani de zile de închiriat, pentru locuințele sociale mai puțin, pentru că de fiecare dată, în momentul în care există o problemă socială și legea conferă posibilitatea unui ajutor cu o unitate locativă unei familii care traversează o perioadă socială, este foarte posibil ca într-un termen de un an sau trei ani de zile problemele lor sociale să se rezolve. Prin urmare, noi de fiecare dată aplicăm legea din acest punct de vedere și cu siguranță în momentul în care un apartament de acest gen se eliberează, următorul pe listă va intra cu siguranță în noua unitate locativă. Ceea ce privește ceea ce facem noi în acest moment, nu, ele sunt destinate exclusiv închirierii. Există un proiect guvernamental de construcție a acestor apartamente prin Agenția Națională a Locuinței, prin ANL, și a existat posibilitatea la un moment dat ca persoanele care au obținut din partea statului român o locuință convenabilă, lucru care este diferit cu locuințele sociale pe care le facem noi, să poată să le achiziționeze, pentru că durata de închiriere a unei locuințe convenabile diferă față de durata contractului pentru o locuință socială. Distribuirea celor 72 de locuințe de pe strada Grădinari reprezintă o inițiativă vitală pentru mulți ieșeni, oferindu-le o șansă la o viață mai stabilă și la condiții de trai mai bune. Cu toate acestea, cererea masivă subliniază necesitatea unor politici locative mai extinse și a unor investiții suplimentare în locuințele sociale și accesibile în viitorul apropiat.